Bună, numărul 1, aceasta este talarea pentru tine, cum vor fi următoarele 7 zile. Nu uita că este o talare generală, ea doar ce rezonează. Acest clip este valabil pentru, nu știu, orice perioadă din timp. Nu contează când vezi acest mesaj, atunci este pentru tine, următoarele 7 zile de când vezi acest clip. Ai ales 10 de bâte. Să vedem și alte cărți. Mecea diavolul și 3 de cupe. Ok. Simt așa cu 10 de bâte și cu diavolul că ceva din trecutul tău în sfârșit se termină, pentru că avem acolo un sfârșit cu 10 și în sfârșit cred că ceva ce te-a presat foarte mult, probabil și niște responsabilități, ceva care are de-a face cu lumea asta materială, pentru că avem aici diavolul. Cu partea asta materială, poate și ceva profesional, în sfârșit simt că pui capăt și ai motive de sărbătoare, de a te bucura, de a sărbători alături de prietenii tăi sau de persoanele dragi, pentru că avem totuși 3 de cupe după acest diavol. Să vedem și alte cărți. Ok, cavalerul de monede, 4 de monede și roata. Ok, am zis că s-ar putea să fie ceva la locul de muncă. Să vedem și cartea. Dans. Frumos. Mișcare. Lucrurile se schimbă. Și avem aici și roata. Clar, lucrurile se vor schimba în favoarea ta în această perioadă, în următoarele 7 zile. Pentru că și, într-adevăr, în favoarea ta, pentru că avem aici 3 de cupe, deci va fi spre bine. Cu 10 de bâte acolo, clar, sunt niște responsabilități, poate ceva mai vechi, ceva lucruri care s-au strâns în timp și astfel au pus presiune oarecum pe tine. Cum aș zis, la locul de muncă, lucrurile nu se schimbau, stagnare. E o energie stagnantă aici. Poate chiar plictisitoare, de ce nu? Și îți dorești foarte mult această schimbare. Simt că este o schimbare, simt că este o mișcare în orice caz, pentru că tot avem aici dans. Ritm. Ceva se schimbă, ceva se... tot 10. Foarte interesant. Deci 10. Un capitol nou e pe cale să înceapă în viața ta sau să pășești către ceva diferit. Ceva ce are de-a face și cu oamenii, pentru că poți să dansezi și alături de cineva, nu? Deci nu numai singur. Deci ai nevoie de oameni în această perioadă sau vor apărea alți oameni, vor dispărea alte persoane, pentru că este aici cineva care cade și totodată apare și altcineva nou sau în orice caz alte persoane. Cineva se bucură cu tine, te bucuri alături de cineva. Poate să fie și acest cavaler de monede. În orice caz, sunt foarte multe zodii de pământ aici. Capricorn, în mod special, poate ai de-a face cu un capricorn. Taur sau fecioară. Dar și pești, chiar dacă nu este o zodie de pământ, pești, rac și săgetător. Cam astea sunt zodiile ce mi sunt în evidență. Da, lucrurile se schimbă pentru tine și în favoarea ta, eu așa simt în următoarele 7 zile. Sunt anumite lucruri care te-au ținut pe loc sau la care ai ținut foarte mult. Și cu 4 de monede, diavolul e aici, ceva care te ține. Cavalerul de monede s-ar putea să fie un prieten, o persoană de nădejde, de încredere. Dar este cineva care face pași mici. Deci s-ar putea ca această schimbare, această schimbare să vină în timp pentru tine. Pentru că avem aici un cavaler de monede. Să vină mai greu. Sau, da, cu pași mici. Cu 3 de cupe frumos, cum am și zis, sărbătoare, probabil este un obstacol. Simt așa că e mare de-a face și cu locul de muncă, poate, de ce nu? Și treci peste acel obstacol sau acea responsabilitate, nu neapărat obstacol, este și ceva, cu 10 de bâte aici sunt niște responsabilități pe care trebuie să le faci, pe care trebuie să le ai cu scopul de a începe ceva nou, cu scopul de a crește, pentru că îi vorbește și despre crește, despre evoluție, de a evolua și te ajută acest lucru să poate chiar și să începi ceva nou. Și să dobândești experiența, așa simt.
Ești o persoană mult mai matură sau vei ieși o persoană mult mai matură din experiența aceasta. Simt că tu ești acest cavaler de monede. Mult mai răbdător, calm, loial, grijuliu, ești mult mai atent la lucrurile din jurul tău și această schimbare, această chiar și această incertitudine, roata norocului, ceva din senin. Să nu te ia pe nepregătit, adică ești pregătit pentru acest lucru. Cu dans aici, poate că poate să fie vorba și despre o petrecere, despre o întâlnire, chiar dacă în perioada asta e mai dificil, o întâlnire cu prietenii sau sărbătoriți ceva împreună. Sunt persoane care se aseamănă foarte mult, persoane care împărtășesc valori comune. Cu diavolul acolo, într-adevăr, poate să fie vorba și despre vici și poate că locul de muncă este ca un viciu pentru tine. Te pui foarte multă presiune pe tine și un om chiar perfecționist, pot să zic, în contextul ăsta. Îți dorești foarte mult perfecțiune la locul de muncă, în partea asta de activezi partea profesională și poate că, da, poate că ar trebui să o lași mai moale, să lași controlul deoparte. Pentru că fix despre asta este vorba cu roata norocului. Anumite lucruri se schimbă fără să, pur și simplu, fără să le controlezi sau oricât de mult le-ai controla. Ele tot se schimbă, ele tot așa vor fi. Ceva de genul, e mâna destinului aici, cu roata norocului. Este vorba despre destin. Deci următoarele 7 zile vor fi destul de importante. Cum am și zis, este o etalare generală și nu contează când vezi acest clip. De atunci când vezi clipul meu prima dată, acelea sunt următoarele 7 zile. Și vor fi niște zile destul de importante pentru că avem două arcane majore, deci într-adevăr, este o săptămână, va fi o săptămână, într-adevăr, importantă, interesantă și plină de chiar și provocări sau plină de evenimente majore. Dar trebuie să lași deoparte controlul. Aici un control, îți dorești foarte mult controlul. 4D, monede, clar, control foarte mult. Atașament, ești foarte atașată de ceva din viața ta, poate partea asta profesională, poate aceste responsabilități, duci prea multe lucruri sau încerci să faci prea multe lucruri deodată și pui așa oarecum prea multă presiune pe tine. De aceea trec de cupe apare aici ca un mesaj de, sau da, ca un mesaj de încurajare să te mai distrezi, să o lași mai moale, să nu mai pui atât de multă presiune pe tine, să ieși mai mult, să sărbătorești cu prietenii tăi, cu oamenii apropiați, tot e aici dans, să te bucuri mai mult de viață și cu această carte cu roata norocului, tot despre sărbătoare este vorba, dacă observi. Două persoane care se țin așa de mână și au și o cupă, din nou o cupă, da? Deci poate ai de face cu zodii de apă, multe zodii de apă aici, de fapt și zodii de apă, cum ar fi rac, pești, în mod special pești și scorpion. Și sentimente, multe sentimente, emoții. Dar este și o energie stagnantă aici. De aceea trebuie să faci curat. Să faci curat așa oarecum în ceea ce privești în perspective, în cum privești locul de muncă, în mod special partea asta profesională, cum îți privești viața și cum te raportezi la responsabilități, la sarcini, în mod special, la lucrurile de zi cu zi cu diavolul, aici nu este ceva de rău. Nu trebuie să te sperii, nu este o carte înfricoșătoare, chiar dacă arată așa. Este o carte care vorbește într-adevăr despre vicii, despre adicții, dependențe, atașament. Și până la urmă cu toții avem, într-un fel sau altul, aceste lucruri. De aceea, în următoarele 7 zile trebuie să lași deoparte controlul. Poate chiar să nu mai fii atât de mult în gardă, să mai lași din responsabilități, să nu mai faci atât de multe lucruri deodată și să privești viața pur și simplu așa cum este ea, să o iei așa cum este și să te distrezi mai mult, să ieși mai mult, să vorbești mai mult cu prietenii tăi, să oferi mai multă iubire.
Și de ce nu să dansezi? Pentru că e foarte important să ne mișcăm. Și corpul, în general, activează chakrele. Cam atât am pentru tine, numărul 1, sper că a rezonat cu situația ta. Eu îți mulțumesc că te-ai uitat. Noi ne revedem data viitoare, pa! Bună, numărul 2, aceasta este setalarea pentru tine. Cum vor fi următoarele 7 zile, ce urmează în următoarele 7 zile pentru tine, este un clip atemporal. Oricând vezi acest clip, este pentru tine, este destinat pentru tine în următoarele 7 zile. Ok, să vedem cărțile de tarot. Ai ales 3 de bâte. Să vedem ce te așteaptă. Marea preoteasă aici. Și 5 de săbii. Ok. În următoarele 7 zile simt că trebuie să-ți asculți mai mult intuiția și simt așa o detașare, o detașare față de anumite persoane. Simt că o să mergi sau o să alegi să mergi pe un drum independent, pe cont propriu. Și cu Marea Preoteasă aici este o persoană care care îi place oarecum singurătatea, sau îi place să fie singur sau singura, îi place să gândească anumite lucruri la rece. E o persoană destul de misterioasă, Marea Preoteasă, și totuși cu 3 de bâte simt așa o detașare față de anumite persoane cu 5 de săbi aici. 5 de săbi, într-adevăr, este un conflict. Să vedem și alte cărți. Wow, am vorbit de detașare, nu? Spânzuratul. Asul de bâte. Ok, și asul de monede. Și distrugere. Aici. Cred că îți dorești să distrugi anumite relații. Să te debarasezi de niște persoane mai toxice. 5 de săbi aici. Și să mergi pe o cale a ta proprie. Nu știu, pe o cale... sau pe cont propriu, de fapt. Pe cont propriu, pur și simplu. Și sunt două începuturi aici interesante. Două începuturi care se leagă într-un fel. Nu știu. E așa, o continuare, parcă, la nori și la... și aici, jos. Nu prea se văd. Sunt două începuturi interesante. Probabil că în următoarele 7 zile, de fapt mai mult ca sigur, trebuie să te concentrezi mai mult pe propria ta persoană, pe pasiunile tale, pe ce-ți dorești cu adevărat în interiorul tău. Cu spânzuratul aici, într-adevăr, vorbește despre detașare, despre perspective noi, de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și probabil că poate acest conflict, într-adevăr, dacă este vorba despre un conflict între mai multe persoane, să te ajute să îți pui ordine în gânduri și să vezi, de fapt, să alegi, de fapt, drumul care, pentru că tot ești aici în zare, privești către ceva nou, să alegi, în sfârșit, drumul care te reprezintă cu adevărat, care te face fericit cu adevărat și care îți oferă foarte multe oportunități pe plan financiar, pentru că avem astfel de monede. Deci, două începuturi îndrăznețe și totuși stabile. Acestea sunt cărțile tale. Dar trebuie să-ți asculți intuiția. Probabil că pe baza acestui conflict reușești să analizezi o situație mai bine, să te analizezi mai bine pe tine și să analizezi mai bine dorințele tale. Simt că ține mai mult de dorințe, de ceva din interiorul tău cu Marea Preoteasă. Și în sfârșit să alegi un drum, tot aici un drum, o cale către tine. Aștepți așa oarecum în zare ceva să se întâmple, nu știu, ești așa, aștepți. În următoarele 7 săptămâni vei simți așa o energie mai de repaus, dar ceva de genul ca și cum ceva urmează cu 3 de bâte. Aștepți ceva, să urmeze ceva. Aștept să vină ceva la tine, să vină poate un mesaj, să primești un mesaj și va fi această intuiție, vor fi aceste mesaje
intuitive sau ar trebui să-ți asculți intuiția sau visele, fii mai atent la visele tale, mesaje de genul acesta, pe partea asta spirituală. S-ar putea să primești niște semne și probabil, foarte interesant, poate că un semn că poate nu ești pe drumul cel bun sau că trebuie să te reorientezi sau că trebuie să te detașezi, va fi faptul că vei avea un conflict sau că vei avea niște conflicte cu niște persoane care sunt împotriva ta sau care te provoacă într-un fel, dar nu în sensul bun. Și probabil asta va fi semnul tău că trebuie să mergi pe cont propriu, să te detașezi, să privești din ansamblu, să fii o persoană detașată și să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă și în momentul acela vor apărea oportunitățile, vor apărea ideile, va apărea o pasiune, ceva nou, deci va fi clar vorba despre un început la tine, dacă nu chiar două începuturi sau oportunități interesante care te vor ajuta să începi ceva nou. Cu distrugere aici, clar. Poate, într-adevăr, înainte să începi aceste lucruri noi, să plantezi această nu știu, sămânță, să-i zic, această idee nouă, e totuși o monedă, da? Deci vorbește despre partea asta stabilă, despre bani, deci pe partea asta financiară, carieră. În momentul în care vei ajunge să faci acest lucru, înainte să faci acest lucru, vei scăpa de anumite lucruri, eu zic toxice, pentru că totuși cu distrugere, clar, va fi ceva toxic, va fi ceva nebenefic pentru tine, pentru energia ta. Aceste persoane, în mod special, cu 5 de săbii, un conflict, vei tăia, vei distruge niște relații și apoi vei reuși să plantezi ceva nou, pentru că de data aceasta este mult mai fertil totul, este mult mai bun, te ajută, ai cu cine sau reușești de unul singur. Eu simt că ești mai mult pe cont propriu. În următoarele 7 zile vei reuși să plantezi ceva nou sau să începi ceva nou sau chiar și o idee, nu contează să fie ceva, totuși e ceva la început, asul înseamnă început, dar să pornești cu o idee nouă și poate chiar stabilă de data aceasta, pe cont propriu, datorită ție. Asta simt pentru tine. Și Marea Preoteasă, într-adevăr, vorbește despre solitudine, despre partea asta spirituală, despre mesaje, vise, cum aș zis, despre muniții, mister, foarte mult mister, tăcere, în liniște vei ști ce trebuie să faci în liniște, când fundalul, când sunetul de pe fundal, tot zgomotul acesta, conflictul acesta, poate că o să mai apară, tot să te detașezi, o să te debarasezi, o să pleci de acolo și o să-ți găsești, poate chiar vocația, o să-ți găsești dorințele ascunse ale sufletului tău, o să găsești ceea ce te motivează, ceea ce te face fericit, ceea ce te împlinește pe interior. Apare ceva. Un nou început. Sunt două începuturi aici, clar. Ceva nou apare. Cineva țintind așa o mână cu cu un bănuț, cu o monedă. Deci are de-a face și partea asta materială. Ca zodice mi-e în evidență rac și pești, în mod special. Pești mai ales. Berbec, săgetător, leu, gemeni și fecioară sau capricorn. Cum astea sunt zodiile ce mi-e în evidență. Sunt 7 zile în care poți să construiești ceva sau poți să începi ceva. E ceva la început. Poate să fie o idee, nu contează. Să te gândești la ceva. Faptul că poate te îndepărtești mai mult de un conflict, de niște persoane foarte zgumotoase, așa simt, foarte lăudăroase, poate
Este un pas, este un început. Multă liniște sau cauți această liniște sau momentul în care ești mai liniștit când ești în preajma acestor persoane sau când da, ești tu și cu gândurile tale, momentul acela o să ai parte de niște idei, de ceva îndrăsneț, de totuși astfel de bâte, de ceva nou care să-ți ofere multe oportunități sau să plantezi, să te ajute să plantezi ceva de lungă durată pe viitor. Deci, mare atenție sau în aceste 7 zile, în următoarele 7 zile, fii atentă sau atent la gândurile tale, la intuiția ta în mod special. Ce simți în interiorul tău cu adevărat. Cam atât pentru tine, numărul 2. Sper că a rezonat cu situația ta. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Ne revedem data viitoare. Pa! Bună, numărul 3. Aceasta este talarea pentru tine. Cum vor fi următoarele 7 zile? Ce urmează în următoarele 7 zile pentru tine? Este o etalare generală, o etalare în care nu contează când vezi acest clip. Oricând vezi acest clip, acest mesaj este pentru tine pentru următoarele 7 zile. Ok, ales 5 de bâte, să vedem mai bine despre ce este vorba. Regina de monede. Steaua. Ok. Multă energie feminină, așa simt aici. Și vindecătoare chiar. Este cineva care vindecă aici. O mamă, poate. O persoană mai matură și mai înțeleaptă, care încearcă să vindece sau să aplaneze o situație mai dificilă. Poate că tu ești această persoană. Cu 5 de bâte aici, un conflict. Niște persoane care nu prea se înțeleg. Prieteni, familie chiar, de ce nu? Și această regină de bâte găsește o cale de mijloc. Este foarte înțeleaptă, știe rezolvarea, are rezolvarea acestui conflict. Poate că ești tu, poate că este cineva din exterior, poate cineva mai în vârstă, în orice caz. Cu steaua, clar, vorbește despre vindecare, steaua. Și despre faptul că totul este posibil. Chiar și acest conflict, această situație mai complicată are o rezolvare. Vindecare. Celelalte cărți, ok. Marele preot. Temperanța. Wow. Și 6 de sabii. Ok. Și pace, wow. Cred. Deci este cineva care aduce pace aici. Cum am și zis, o cale de mijloc, da? Temperanța. O cale de mijloc, vindecare, echilibru. Cineva mai matur, cineva mai în vârstă, cineva înțelept, cineva care este ca un profesor aici. O situație se aplanează, cineva salvează o situație, salvează ceva. Cineva aduce într-adevăr pacea. Ar trebui să alegi inclusiv, evident, tu să alegi această pace, să alegi această cale, să mergi pe această cale în următoarele 7 zile, să eviți conflictul, certurile și părerile în contradictoriu care pot duce la acest conflict, pentru că văd într-adevăr că mergi pe un drum aici, alegi să lași trecutul în urmă, poate că este un trecut acesta, dar nu foarte îndepărtat. Erai poate obișnuit sau obișnuită cu anumite certuri, cu anumite conflicte, dar de data aceasta cineva se opune, de data aceasta, evident, tu poți să fii această persoană, se opune și își dorește altceva, merge pe alt drum, altă cale, cu temperanța și cu marele preot și cu steaua, 3 arcane majore. Și 3 arcane destul de interesante pentru că parcă sunt așa ca niște mentori, ca niște profesori, ca niște persoane care vor să aducă liniștea, pacea, inclusiv, da?
Chiar foarte interesant cum s-au sincronizat cărțile. Și să facă ca lucrurile să meargă într-o altă direcție. Tot aici văd că în următoarele 7 zile, cu marele preot și cu 6 de sămii, să alegi partea asta, poate chiar tradițională, să înveți ceva nou. Marele preot, un învățător, poate să însemne da un mentor, să înveți ceva nou și acest lucru să te ajute să mergi mai departe, să te lași așa ghidat de o stea și cu temperanța foarte interesantă, un înger și aici o stea, te ghidează ceva anume. Te atrage, îți place, mergi către această, mergi către această putere divină, pot să zic. Și cu regina de monede. Cred că realizezi ceea ce-ți dorești, ceea ce vrei. Interesant, deci o pentagramă, dar putea să fie văzută și ca, da, ca o stea. Să alegi această cale, calea de vindecare, poate te vindeci de anumite lucruri, de anumite gânduri, de un conflict, de ceva ce s-a întâmplat. Nu știu, țin că a fost așa dintr-un trecut, dar nu foarte îndepărtat. Cineva te învață, simt că este totuși cineva din exterior care vrea să te învețe de bine, să te ajute. Este o persoană mult mai matură, mai în vârstă de ani. Vrea să te ghideze, cum aș zis, poate este ceva ce ține de tradiții, de pe partea sa tradițională, conservatoare, de ce nu? Este o persoană care ține la tradiții. Poate o persoană mai de modă veche, dar nu e nimic greșit în asta, clar. Nu este. Și cu temperanța, interesant, trebuie să găsești o cale de mijloc aici. În viața ta, în situația ta, nu contează. Echilibru. Te echilibrează. Cineva te face să-ți dorești altceva. O persoană din exterior, poate această, nu știu, mentor, o persoană la care te uiți cu admirație, cu plăcere. Poate chiar vrei să devii ca ea, de ce nu, în viitor? Sau să fii ca ea mai mult, te face să alegi pacea, te face să alegi această cale. Să găsești liniștea. Să mergi pe acest drum. Ca zodice mi se în evidență, sunt 3 zodii aici foarte puternice, mari și late, vărsător. Săgetător și Taur. Foarte interesante aceste zodii împreună. Și foarte diferite, dar totuși. S-ar putea să te atragă mai mult partea asta umană, să te atragă foarte mult filozofia în următoarele 7 zile. Filozofia, cultura, nu știu, orice, ceva diferit, foarte diferit. Pentru că avem aici vărsătorul, ceva foarte, foarte diferit, să te atragă, să te atrage ceva, te îndeamnă ceva să mergi către acel drum. Te împinge ceva de la spate și este toată această înțelepciune a unei persoane. Aceste învățături, aceste lecții de viață care te îndeamnă așa să mergi pe un drum nou. Da, e un drum nou. Cu 6 de sămii e un drum nou. Cu 6 de sămii aici mă duce cu gândul la faptul că înveți ceva nou, că dorești să înveți ceva nou, poate să te descoperi mai bine sau să pătrunzi mai bine așa în tainele vieții, nu știu, să pur și simplu ceva mai abstract, ceva diferit, da? Pentru că avem steaua aici și temperanța și 2 zodii foarte foarte complexe, da, foarte complexe, eu așa văd aceste zodii. Faptul că aceste lucruri noi te ademenesc la ele, să le înțelegi mai bine, să pătrunzi mai bine, să cunoști mai bine viața și pe tine și chestii de genul acesta, te ajută să mergi pe un drum nou, să începi ceva nou, să începi ceva diferit, o nouă etapă în viața ta, să te maturizezi.
Să te descoperi mai mult, să descoperi ceva nou și să lași în urmă un trecut care poate că e destul de dureros. E ca și cum te schimbi, pentru că poate și tu ai făcut parte din acest conflict și nu te mai regăsești sau nu mai vrei să te regăsești sau nu mai vrei să ai parte de acele experiențe. Și vrei să încerci altceva, simți că vrei să încerci ceva diferit. Cu steaua aici, poate că vei fi mai în centrul atenției, oamenii să-ți ofere mai multă atenție. Și asta e un lucru bun, pentru că vei fi remarcat într-un fel sau altul. Încearcă să dai frâu liber ideilor tale diferite, excentrice, noi. Dar și aici da, poate și un împărat, poate și un berbec, cu marele preot. E așa o chestie, parcă sunt două lumi paralele. Viitorul cu vărsătorul aici și trecutul cu taur. Cu taur, cu marele preot, cu tradiții, cu istoria. Foarte interesant. De aceea trebuie să găsești o cale de mijloc sau să găsești ceea ce te reprezintă și vei merge pe nou, vei merge pe viitor, vei merge pe abstract, pe excentric, pe a ieși în evidență. Așa simt. Dar orice-i face, alege pacea. Mergi pe liniște. Cam atât am pentru tine, numărul 3. Sper că a rezonat cu situația ta. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Noi ne revedem data viitoare. Pa!